Vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 89 de deputați. Stimați colegi, avem quorum în sală. Ordinea de zi este aprobată la ședința biroului. Noi am convenit că este examinarea demersului domnului Igor Grosu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru. De procedură, domn Bătrânce, vă rog. Considerăm că acele consultări care sunt obligația președintelui Republicii Moldova au fost mimate. Nu considerăm că din partea doamnei președinte a fost un interes sincer pentru a identifica sprijin politic pentru acest guvern. Considerăm că acest lucru este iarăși pur și simplu un teatru regizat. Noi nu dorim să participăm la acest joc și fracțiunea socialiștilor va părăsi sala de plen și suntem gata după pauză să revenim la activitatea Parlamentului, să examinăm proiecte de legi, să muncim așa cum este de fapt misiunea noastră. De procedură, doamna Tauber. Noi am înțeles că ceea ce se întâmplă astăzi nu este adevărat. Oamenii mor, noi nu avem vaccine, noi așa și nu avem soluții cum să ieșim din criza pandemică și din criza socială, din criza economică. Fracțiunea Partidului Șor și Platforma pentru Moldova, noi nu vrem să participăm în acest circ, în acest show de prost gust și părăsim ședința aceasta. Vă mulțumim și succese! Domnul Carp, de procedură. Mă uită grija asta mare de vaccinuri. Așa grijă mare au avut unii de vaccin, că nici nu au pus în bugetul de stat, măcar n-au pus pentru acest an un leu pentru procurarea vaccinului. Așa grijă și așa să dau peste cap unii despre grija vaccinării, deci populației. Gine bine că au avut grijă să-i pună diferite, cu sigaretele să-și pună în politica bugetară fiscală diferite prostologii și alte lucruri. Astea toate sunt jocuri politice, iar oamenii nu mai înțeleg. Când se gândesc la ziua de mâine sau că nu mai pot supraviețui până mâine, oamenii pur și simplu nu mai înțeleg aceste jocuri. Și este cinic și este fățarnic și foarte regretabil că noi nu putem să mișcăm lucrurile din loc. 43 de deputați, din păcate nu avem quorum. Eu vă propun, dat fiind colegii au spus că revin, eu vă propun să revenim în sală. De ce pauza pe o oră, 10, la 11.30 ne convocăm în ședință. 11.30. Continuăm cu ordine de zi. Primul subiect de pe ordine de zi este epuizat. Mulțumesc, ne vedem la 11.30. Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sală. Acum de procedură, domnul Furculiță. Voi da citire unei declarații. Majoritatea parlamentară absolut formalizată, anunțată prin declarația privind constituirea majorității parlamentare în vederea susținerii candidaturii pentru funcția de prim-ministru din 18 martie 2021, în componența nominală a 53 deputați în Parlamentul Republicii Moldova, reiterează suportul pentru candidatul înaintat pentru funcția de prim-ministru, domnul Vladimir Golovatiuc. Totodată, în temeiul punctului 77 al hotărârii Curții Constituționale numărul 10 din 22 martie 2021, anunțăm despre dezacordul în ceea ce privește dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova și exprimăm disponibilitatea consultărilor în vederea depășirii blocajului constituțional. Voi da citire reprezentanții fracțiunilor majorității parlamentare. Greceanu Zinaida, Vlad Bătrâncea, Furculiță Corneliu, Smirnov Eduard, Lipski Oleg, Lozovan Irina, Suhadolski Alexandru, Pilipețca Ala, Labuneț Anatolie, Dolință Ala, Burduja Petru, Mizdrenko Vladimir, Găgăuz Fiodor, Евтодия Виталий, Односталко Владимир, Пачу Михаил, Жолнач Александру, Цуркан Никита, Боля Василий, Нестеровский Александру, Сава Олег, Усатый Александру, Паскару Николаю, Узун Григорий, Дарованная Алла, Гацкан Штефан, Пара Георгий, Мудряк Раду, Радван Марина, Адела Раэлян, Григорий Новак, Адриан Лебединский, Кёксал Иванна, Вартанян Гайк, Татарлы Кирилл,
Țirde Bogdan, Olejnic Alexandru, Nichifurciuc Eugeniu, Andronache Vladimir, Tauber Marina, Repeșciuc Grigore, Graure Leonora, Bacalu Elena, Sârbu Sergei, Padnevici Corneliu, Fotescu Vadim, Brașovski Gheorghe, Glavan Ruxanda, Himici Igor, Vitiuc Vladimir, Apostolova Regina, Ivanova Violeta. Și acum declar că fracțiunea socialiștilor părăsește ședința. Doamna Tauber. Și noi părăsim sala, părăsim ședința și sperăm că de mâine vom munci în continuare spre binele și în binele cetățenilor. Vă mulțumim! Stimați colegi, haideți, cei care v-ați decis că trebuie să părăsiți sala, ori părăsiți, ori rămâneți. Stimați colegi, domnul Lebedinski, domnul Țirdea, domnul Tătărlâ, eu nu vă fugăresc din sală, dacă ați luat decizia să rămâneți, rămâneți, dar secretariatul, avem quorum. 38 deputați în sală, constat încă o dată lipsa quorumului, ședința pentru ziua de astăzi este închisă, ne convocăm mâine ședință la ora 10, ordinea de zi o avem aprobată.